Antreprenorii din România au mai nou acces la o nouă schemă de ajutor de stat lansată de 3 zile. Toate unitățile de producție, materiale de construcții și tot ce înseamnă produse care astăzi se importă din China, țări asiatice sau Rusia, vor primi finanțare până la 20 de milioane de euro per proiect, întreprinderile mici și mijlocii, sau până la 50 de milioane de euro, întreprinderile mari. Toate județele din România sunt eligibile și se finanțează construirea, modernizarea, extinderea de fabrici, inclusiv halele de depozitare și, nu în ultimul rând, tot ce înseamnă softuri, brevete, licențe pentru a face fabrica respectivă să funcționeze. Chiar și chiriile pe teren și sau pe hale sunt eligibile în cadrul acestor programe. Pentru aceasta aveți nevoie de un proiect elaborat de un proiectant arhitect și o cerere de finanțare elaborată de un consultant. Nu uitați, stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.